Bun venit în lumea informaticii. Hai să explorez. Să presupunem că se caută numere întregi x în intervalul m egal interval închis de la a până la b, pentru care are loc inegalitatea e de x mai mare decât 0, unde e de x este o expresie oarecare cu o variabilă x. Această propoziție matematică se numește inecuație. Să vedem un exemplu concret. Valoarea x egal minus 1 este o soluție a inecuației pentru că aparține mulțimii m și introducând valoarea minus 1 în loc de x avem 2 ori minus 1 minus 7 totul supra 3 ori minus 1 plus 2 în paranteză mai mare ca 0, adică minus 2 minus 7 supra minus 3 plus 2 în paranteză mai mare decât 0. Deci în prima paranteză avem de fapt minus 9 supra în paranteza a doua minus 1 mai mare ca 0, dar minus 9 supra minus 1 este plus 9, care este mai mare decât 0, deci afirmația este adevărată. Adică, într-adevăr, x egal minus 1 este o soluție a inecuației date. Cerință. Construiți un program în Scratch care caută soluțiile întregi ale inecuației C ori X plus D, totul în paranteză, supra E ori X plus F în paranteză, mai mare ca 0 în mulțimea m egal interval închis de la a la b. Valorile a, b, c, d, e și f se vor citi de la tastatură. Se vor lua toate valorile întregi x din m și pentru fiecare element se va afișa unul dintre mesajele x este soluție sau x nu este soluție. În prima parte a aplicației citim valorile variabilelor a, b, c, d, e și f. Setăm valoarea variabilei x la a și utilizăm variabila ok pentru a verifica dacă s-a găsit cel puțin o soluție. La început setăm această variabilă ok la 0 și în momentul în care găsim o soluție, o resetăm și îi atribuim valoarea 1 și dacă la sfârșit OK are valoarea 1, înseamnă că s-a găsit cel puțin o soluție, iar dacă OK rămâne 0, atunci se va afișa nu există soluție. Avem o structură repetitivă care, pornind de la această valoare a lui x, care este setată la a, la prima valoare a intervalului dat, repetă verificarea inegalității pentru toate valorile x de la a până la b. În momentul în care x devine b plus 1, ciclul repetitiv se termină. În interiorul ciclului avem structura dacă, atunci altfel, care testează inegalitatea și dacă inegalitatea este adevărată,
atunci se afișează X este soluție pentru 4 secunde. Totodată se setează variabila OK la 1. Altfel, adică dacă inegalitatea nu este adevărată, nu are loc, atunci se afișează X nu este soluție și se trece la următorul X. Adică modificăm valoarea lui X cu 1. În final, se afișează nu există soluții dacă OK a rămas 0 sau mesajul inecuația dată admite cel puțin o soluție dacă OK nu a rămas 0. Să rulăm aplicația. Pentru asta trebuie să concatenăm, să legăm cele două părți, pentru că este vorba despre o singură aplicație. Dăm click pe steguleț. Să introducem datele din exemplul prezentat. A egal minus 2, B egal 5, C egal 2, D egal minus 7, E egal 3 și F egal 2. Minus 2 este soluție, minus 1 este soluție, 0 nu este soluție, 1 nu este soluție, 2 nu este soluție, 3 nu este soluție, 4 este soluție și 5 este soluție și se afișează inecuația dată admite cel puțin o soluție. Să mai rulăm o dată și să restrângem intervalul în așa fel încât să nu existe nicio soluție. Am observat pe parcurs că dacă utilizăm intervalul 1, 3 și în rest aceleași date, adică 2, minus 7, 3 și 2, atunci niciuna dintre aceste valori nu va fi soluție. Ca atare, în final se afișează nu există soluție. Temă propusă. Construiți o aplicație asemănătoare pentru a căuta soluțiile întregi ale unei inecuații de altă formă. De exemplu, c ori x pătrat supra, în paranteză, d ori x plus e mai mare ca 0 în mulțimea m egal interval închis de la a la b. Succes!